Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod, din nou după 8 luni, chiar 9 luni, cred că s-au făcut deja de acum 2 zile. Bă, fraților, ce-am vrut să vă spun, nu vreau să lungesc prea mult cu vorba, nu știu sigur încă dacă o să mă reapuc de YouTube, am zis să vă fac așa un video informativ, să vă spun cam ce s-a întâmplat și de ce n-am mai postat, Bă, din ce știți eu, de un an și jumătate, cred că aproape, nu mai am calculator, pentru că am avut niște probleme, ori trebuie să-l vând, nu contează, irelevantă chestia asta, și am început acum 8 luni din nou, de pe laptop, pentru că mi-am luat între timp și un laptop. Na, păi mai să mai pot să mă joc și chestii de genul și nu am mai putut să postez pentru că au apărut niște chestii personale, m-am și angajat între timp, după s-au mai întâmplat niște chestii, nu contează. Ce am vrut să vă spun este că o să încerc de acum încolo să postez. Nu știu dacă o să mai reușesc să postez chiar zilnic, dar oricum mi-a fost dor de voi, de comunitatea asta. Știți foarte bine că am făcut acum 2 zile un live și a fost genial și m-am bucurat super mult. Și o să începem încet, încet să aducem seriile pe canal. Sper să vă placă. Dacă aveți idei de serii sau alte chestii în comentarii, nu mai știu să vorbesc, măi. După pauză de 2 ani de YouTube, chiar mi s-a dus rău, rău de tot. Mi-am ieșit din mână cu vorbitul. Nu contează, sunt și un pic răgușit acum. Puteți să-mi dați idei în comentarii cu ce ați vrea să vedeți. Momentan eu am parteneriatul, să zic așa, tot cu Plaguecit și, apropo, mi-am făcut și un cont de TikTok nou. Știți că eu aveam deja un TikTok unde anunțam tot timpul când apărea un video nou sau când se schimba ceva sau mai puneam videouri la Caterinca. Aveți linkul în descriere de la contul de TikTok să-mi dați follow dacă vreți să vedeți update-uri dinainte să apară videoclipurile sau pe acolo oricum o să postez vreo 2-3 TikTok-uri pe zi, probabil. Momentan nu am un cont main pe care să vi-l las, o să vă las contul de Steam pe care joc eu momentan să-mi puteți da ad. Știți foarte bine, o să începem să facem așa un program și cu live-uri, să fac și live-uri odată la ceva timp. Probabil live-urile o să fie în weekend, atunci când sunt mai liber. Și episoadele, sincer, nu știu să vă zic, 3-4 episoade pe săptămână probabil o să pot maxim să postez. Dar oricum o să încerc să fac un program de live-uri, să fac în fiecare weekend câte un live sau două, să mai ținem legătura și chestii de genul. Bă, acum legat de chestia asta cu lăsatul, sper că nu o să vă mai abandonez de data asta, pentru că în perioada asta sunt mai liber și chiar aș vrea din nou să începem în forță, pentru că ce-a fost comunitatea asta și ce este în continuare a fost ceva super, super wow, pot să zic, și live-uri și toate chestiile astea și Caterinca, dar s-a dus tot efectiv, nici server de Discord momentan, nu știu dacă au făcut, aveam doi băieți care se ocupau de serverul de Discord și au zis acum că o să mi-l facă din nou și vreau să le mulțumesc foarte, foarte mult pe această cale, dar nu știu sigur dacă e gata. Oricum o să apară zilele astea un videoclip în care o să jucăm, pentru că acum aveți un gameplay pe fundal, din câte puteți observa, am băgat așa repede un meci de Wingman să vă cumui, dar am văzut că au apărut foarte multe chestii, am pierdut foarte multe capitole din jocul ăsta, mai ales că s-a lansat și CS2 între timp și nu am apucat să mă joc, nu am, cred că nici măcar un video, ăsta e primul video de pe CS2 pe care îl vedeți. O să încerc încet încet să-mi iau și un calculator nou, pentru că nu o să pot să fac live-uri și video-uri bine, acum mă chinui cât de mult pot, dar e destul de greu, credeți-mă, să lucrez de pe un laptop. Și cam atâta, fraților. Dacă aveți idei de videoclipuri în continuare, oricum o să-mi încep seria aia de Legit Hacking, o să-mi fac un cont main, să vedem cam cât putem rezista pe CS2, pentru că n-am nicio idee cum e anticitul pe noul joc. Chiar sunt curios dacă o îmbunătăți ceva. Din ce am auzit, este mult, mult mai nașpa și mult mai, nu știu, păi, habar n-am eu, n-am dat decodat până acum în meciuri, nici pe live n-am dat. Dar, din ce am auzit, e mult, mult mai jale cu anticitul, adică la modul că poți să-ți bagi cod și scapi foarte, foarte ușor. Dar rămâne de văzut chestia asta, fraților, nu uitați să dați un like, un subscribe și să dați un follow pe TikTok dacă vedeți, vedeți update-urile la video și chestii de genul dinainte. O să încerc cât de curând să postez un video în care vom vorbi mai multe și vom și juca ceva. Și cam atât am vrut să vă spun, v-am lăsat, vă pup, bye bye!